Au apărut noi imagini cu Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, în timp ce jignește un polițist local care își făcea datoria. Din înregistrare reiese că agentul a fost sunat de superiorul său și, deși omul a anunțat că a fost bruscat și că Lupu era băut, este sfătuit să o lase mai moale. Pentru prima dată de la izbucnirea scandalului, primarul Virgil Chițac, despre care chiar Mihai Lupu a declarat că l-a sunat personal ca să-l ajute în acea noapte, a venit cu precizări pentru știrile Pro TV. Cazul este anchetat de procurori. Ce-am făcut, mă, prostule? Ce? Spuneți. 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 Pe tine? Spuneți. Imediat după ce Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, a fost oprit de un echipaj al poliției locale, agentul este sunat de șeful său, Adrian Palade, nimeni altul decât cel care conduce serviciul rutier din cadrul poliției locale, instituție aflată în subordinea primarului Virgil Chițac. Am înțeles că este președintele Consiliului Județean Constanța. Nu are acces pe mașină. Am înțeles, mă, dar lăsați-vă ce avea președintele Consiliului Județean. Da? Bine, vezi că a pus mâna pe mine. Nu, e la început. Păi dacă ești în stare de ebrietate... L-ai filmat? Da, l-am filmat, da. L-ai filmat, da? Da. O să faci mie să-ți faci filmare? L-am filmat. Da. Procurorii care au deschis acum un dosar de ultraj urmează să stabilească în ce împrejurări a aflat șeful agentului despre incident și de ce nu a sesizat parchetul, dacă tot știa adevărul. Dosarul de ultraj deschis de procurori este încă în faza de rem, adică nu privește o anumită persoană. Procurorii sunt încă în stadiul administrării probelor și abia la final ancheta se poate îndrepta spre președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu. Președintele Consiliului Județean Constanța a povestit public că în noaptea respectivă l-ar fi sunat pe primarul Virgil Chițac și l-ar fi rugat să intervină pe lângă agent. Într-o declarație pentru știrile Pro TV, Virgil Chițac susține contrariul. Luați mâna după mine. Prostule, vorbește cu primarul tău, mă. Luați mâna după mine, vă anunț că sunteți înregistrat. Idiotule, lasă-mă, vă vorbește cu primarul tău, ia telefonul. Bă, ești idiot, vorbește cu primarul tău. Mâine nu mai ești acolo, mă, prostălăule. Cât de prost să fii tu, mă. Eu sunt președintele Consiliului Județean. Eu n-am nicio problemă să vă răspund la întrebare în mod direct. Vă spun clar că în seara aceea eu n-am vorbit cu domnul. Este cancan. Contactat de reporterii Pro TV, Adrian Palade, șeful serviciului rutier din cadrul Poliției Locale Constanța, cel care l-a sunat pe agentul care își făcea datoria, a refuzat să facă vreun comentariu. Nici superiorul său, șeful Poliției Locale, nu a dorit să vină cu precizări.